Nu știu dacă se observă, dar am mers off camera și am mai adunat câte ceva. Vedeți că s-a mai updatat puțin harta pe aici, pe acolo. V-am spus în episodul anterior că vreau să mai adun niște legume și asta am și făcut. Am descoperit că aici e o mină de cupru, bismuth, și iarăși bismuth și pe partea cealaltă a muntelui. Destul de interesant. Și zicea cineva că ar trebui să caut mai în interior în munte pentru că e posibil să găsesc o de asta mai mare de bismut. Și este posibil să aibă dreptate. Cred că muntele ăsta conține bismut foarte mult. Ați văzut și voi că e peste tot pe lângă și e la suprafață. Deci eu cred că este posibil să găsim mai mult bismut. Înainte să se facă noapte, trebuia să fac eu ceva, dar sunt prea nărod. Deci avem multe bucățele aici și de asta și de asta. Trebuie să ne mai facem un chest. Lemn. Hai să vedem. Hai să vedem. Și acum am amintit că am uitat să fac ceva. Băi, ești nebun, e altă culoare? Mamă, și nu se unește? Ok, pot să mă culc? Perfect. Vom dormi puțin. Vreau să-mi aranjez puțin de tot inventarul, după care... Oh, God, mi-e sete. Right. Carnea e aproape moartă. Ok, bă, deci am mâncat din bucata aia de carne, n-aveți idee. Ce am mai găsit? Am găsit niște cartofi. Stai așa, că vă arăt aici. Cartofi, puțin wheat de ăsta, wet wheat, chestii, trestii, nici nu știu ce... Cred că atât. Stai un puțin, unde n-ai văzut? Semințele? Și mi-era bucineu. Uite aici, am găsit rice, vedeți și voi, potato, carrot, da, mai multe semințe ca să le plantăm și vom merge să vedem și dacă au crescut treburile alea de acolo de jos, pentru că au trecut câteva, nu, a trecut o zi și ceva, gen, off camera. Bun, deci ce vreau să fac, stai puțin. Sunt mai mulți dovlecei. Ok, lemn, am înțeles așa. Chestia asta am găsit-o, care nu știu ce naiba e. O să o plantăm aici, e posibil să crească mâncare sau ceva gen. Habar n-am. Ok. Bun, 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 bun. Ce vreau eu să fac însă este... bismutinită, nu, trebuie să caut puțin pe Google. Îmi dați o secundă? O secundă mică. TFC, clay, chisel. Am nevoie să-mi fac un chisel și un hammer. Clay mold, uite, le am pe toate aici. Să vedeți acum că trebuie să le nimeresc. Mamă, poți să-ți faci... chisel, chisel, uite aici. Fiți atenți, cel mai greu lucru. Cum să faci un chisel? Bam! Hai să vedem cum se face și ciocanul și... Hammerul este, ok, două rânduri și una jos la mijloc. Nu, stai, da, din clay. Două rânduri și una jos la mijloc. Hammer. Am nevoie de acestea două. Da? Cred că mai bine le facem eu off camera, dar... Bun, deci punem așa și așa. Ok, după care eu zic să golim treaba asta și punem niște bismut. 25. Bine, 50, 100. Ok. Deci, asta odată. Sunt curios dacă pun mai mult. Dacă pun 8, încape 200 lichid în asta? Nu o să fac testul, pentru că mi este sincer să fiu, am frică. Poate nu merge și îmi prăpădesc timpul degeaba. Mai bine încerc eu un creative altă dată și văd cam cum ar merge. Însă, haideți la minerit puțin de tot. Am ce să mănânc cartofi, am morcovi, găsesc eu. Hai să mergem. Hai să mergem, hai să coborăm ușurel de pe munte. Ne întoarcem noi după aia la noapte ca să facem chizălul și top, nu toporul, ciocanul. Ciocanul, ciocanul. Hai să vedem. Mă bucur foarte tare că vă place seria asta și am văzut că vreți zilnic. Bine, după voi ați vrea episoade zilnice de 50 de minute fiecare, dar nu așa merge treaba, pentru că până la urmă nu o să mai am ce să fac într-o săptămână, termin tot dacă ar fi așa. Deci aici mina noastră de bismut. Însă, înainte să intrăm noi în mină, găsim noi bismut pe aici, pe unde mai era? E pe undeva pe aici. O să sparg în munte și să mă uit. Nu mai știu de unde ne-am luat bismut la recută.
Dar nu știu dacă asta am făcut și am făcut și de ceva piatră, pentru că o să trebuiască să facem și o casă. Până la urmă, nu vreau să ne prindă iarna fără casă. Multe bețe am luat, nu știu dacă ați văzut din nou 57, în caz că mai avem nevoie, pentru că bețele nu se fac din lemne, ca în Minecraft-ul normal. Hai să vedem dacă mai crescut ceva pe aici. Asta o am la mine, da, e bine. Și mi-e sete, frate. Frate, casiterite. A crescut, mă, ce? N-a crescut nimic. Spun că durează cea până cresc. Bine, nu mă așteptam să fi crescut la maxim, dar ideea e că nici nu-mi dau seama dacă au crescut cât de cât. Ne uităm imediat. Beau asta multă apă. De fapt, mai rapid cred că era să-mi umplu asta și să beau. Da, așa am să fac data viitoare. Bun, era să zic că se face deja noapte. Bă, cine a face mă copacul ăsta aici? Topor, hai să-l tăiem. Îl tăiem repejor. Scăpăm de el. O să-mi întind așa ferm. Nu prea mă pricep la treaba asta cu ferma, Terra Firma Craft. Trebuie să mă mai interesez mai mult. Deoarece diferă, este chiar ca în viața reală. Deci dacă aici am plantat roșii. E bine, data viitoare n-ar trebui să mai plantez roșii. Ar trebui să plantez altceva, că se schimbe solul și, mă rog, chestii de genul acesta. Nu știu nici eu foarte bine să vă explic. Cartofi. Cui nu-i plac cartofii? Mie îmi plac. Ok. Niște orez. Niște. Opa, nu așa se plantează. Niște morcovei și niște. Oat, asta nu știu ce. Nu prea știu traducerile din engleză în română, dar o v-ați ajuta voi, sigur, îmi spune cineva în comentarii. Ok, hai să vedem. Deci, ne uităm aici. Toate au apă. Vrem să fim siguri. Ai, imposibil să n-aibă apă. Sunt puse chiar lângă. Ok, sunt puse frumos, așa, mă rog. Asta. Aici arată dacă e crescut la maxim. Nu e cu siguranță, însă ăsta cred că a mai crescut puțin. Asta e cumva varză? Nu mai țin minte. Mă rog, hai să mai luăm niște bismuth. Oricum, bismuthul e mai șmecher decât cuprul. Dar mă bucur că am găsit și treaba asta cu. Oh, și trebuie să ne facem și un prospector pic. Da. Ok, o să-mi fac un prospector pic în momentul în care mă întorc. Dar nu o să avem nevoie în episodul ăsta. Prospector picul ce face, îți spune dacă în apropiere este vreun metal. Când ești pe sub. Am crezut că e. Nu. Ok, hai să intrăm puțin în munte să văd dacă găsesc ceva. No, dirt-ul, da, se dărâmă. Dar vreau să mă uit eu încă o dată. Parcă pe aici, pe undeva, ar trebui să mai fie. O, uite, vedeți? Bismuthul? Ia uitați-l. Avea dreptate băiatul ăla când a zis să caut prin interiorul muntelui. Și cred eu că. Deci nu chiar stăteam pe metale. Cred că și sub casa noastră sunt metale. Jocul. Trebuie să înțelegeți că în jocul acesta, mă rog, în joc, în modul acesta, multe blocuri au căpătat proprietățile nisipului din Minecraft-ul normal. Dar nu toate. Asta nu înseamnă că orice bloc va cădea. Pentru că. Wow. Nu spune că mi-a spart bismutul. Nu cred, ești nebun? Bă! L-a spart. Și erau vreo 3 bucăți. Ok, la asta nu mă așteptam. Ar trebui să ne facem niște piloni. Wow, mi-a spart vreo 2-3 bucăți de bismut. That's fucked up. Atunci, hai să facem altfel. Beleaua e că nu mai știu cum să fac pilonii. Așa? Fuck. Nu mai știu. Cum naiba se numește ăla? Wood? Hai să căutăm din wood. Cum naiba se numește? Pilar. Așa. Nu e. Fuck. E de la din lemn. Fuck that. Nu-mi vine în minte numele, că știu că am mai căutat toate pe wiki. Ok, eu am vrut să sparg pe lângă frumos, știi? Să-i dau așa o formă. Și ne-am s-a blocat mouse-ul. Să-i dau așa o formă, știi? Să stea așa în aer, să ne uităm frumos. Dar s-a spart tot. S-a surpat tot. Avem mare noroc că am mai găsit. Deci, 4 bucăți înseamnă înseamnă material pentru o unealtă. Ei bine, cred, am eu impresia că tot așa, bucăți mari de metale le găsim sub pământ. Deci noi avem mare noroc că le-am găsit aici, astupate. Adică noi chiar ne-am făcut casa pe un munte de metale. Uite, deci dacă 4 bucăți înseamnă
o unealtă. Deja avem două. Trei. Nu? La 16. Mamă, cât e aici, ești nebun. Și nici n-am și eu o torță, frate. Vedeam și eu mai bine. Hai să ne întoarcem. Ține minte că locul ăsta e... Și am mai găsit și în partea cealaltă a muntelui. Cred că mai ești pe acolo. E mult de tot. Hai să ne întoarcem. Mă, și știu că se... Cum se numește? Pilar. Nu era Pilar. Și ar trebui să-l găsesc aici. Stai. Prima pagină. Vedeți voi pe aici așa rapid să ne uităm? Cu ochișorul nostru? Rope. Băi, și nebun, pot să-mi fac rope? Din ață, vezi cum fac eu mața. Multe chestii pe aici. Doghouse. Ruby. Cum ceva asta? Nu cred că-l văd eu pe aici. Nu cred că-l diclesc. Uite-l, mă, era suport. A, așa se face. A, șmecher. Deci, luăm... Ok, am înțeles. Ce face suportul? Ține 4 blocuri, parcă, și nu cad. Orice ar fi. Deci, dacă e suportul, 4 blocuri de lângă suport, stânga, dreapta, față, spate, nu cad. Ok. Mor de foame și eu n-am observat asta. Ia bagă-mă un cartof. Băi, și nebun, îi place stuia cartoful gol, mă. Bravo, bă, băiatule. Hai că e bun. 15 bismuth, asta înseamnă că luăm două vase. Pac, pac. Ok, trebuie să mă grăbesc pentru că vreau să fac asta noaptea. Să dorm ca să treacă repede timpul. Scoatem astea și într-unul pun 1, 2, 3, 4. În celălalt pun 4. Le bag pe amândouă. Buf și buf. Prospector pică, pot să-l fac alt cândva, nu? Da. Ok. Fuck. Fuck. Că n-am prostie. Trebuie să cobor ca să-mi iau, bă, deci... Cum de nu m-am gândit eu la asta? N-a că trebuie să stăm noaptea pe aici. N-am... paie sau cum naiba să numesc. Păima și miele de paie. Ok, hai înapoi jos. Măcar urcăm mai repede. Ok. Am nevoie de 8 bucățele. Știi că dacă dorm și mă trezesc, buf, s-au făcut imediat. Trebuie să-mi iau mai multe, frate. Frate. 3. Hai, mă, hai. 4. 5. Poți să faci bone meal, am înțeles, îmi zicea cineva prin comentarii, numai că ai nevoie... Oh, o mamă, lasă-mă, bă, în pace. Numai că ai nevoie de ceva special, bone, nu știu cum, ne uităm după ce mă trezesc. Mamă, dacă aveam scările alea, urci instant pe scări. Și când am spus în episodul anterior că urci foarte repede pe scări, mă refeream la scări, nu la ladder, la scara aia de lemn. Trepte, na. Urci imediat pe trepte dacă apeși space, știți și voi. E imposibil să nu știți. Că dacă apeși space pe trepte, urcă mai repede. Dar vom avea nevoie de multă piatră. Ok. Punem astea. 1, 2, 3, 4... De fapt, ce le-am pe toate? Ce mai număr? Și bine că am și lemn. 1, 2, 3, 4. Dă-i-mă foc. Știu că mai am una, dar... Alta fresh. Haide. 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 Ok. Fuck that. Încă o chestie. Ca să-ți faci torțe mult mai rapid, să spunem că dacă asta s-a solidificat, tai dicu. E lichid. Perfect. Și acum, ce mai așa? Oh, God. I fucked up. Cred că bismutul se folosește doar la armură. Oh, God damn it, ce fail. Am uitat. Bismutul nu-l folosești. Și uite așa mi-am prăpădit timpul. Ok, vreau să știu dacă ăsta e în cap. Ok, small. Băi, măcar am formele, dar... Ok,
Nu ne-am pierdut, de fapt nu ne-am pierdut timpul, pentru că bismutul luam oricum, însă astea sunt lichide. Dacă le încălzim, cred că le putem face din solid în lichid la loc, însă nu știu pentru ce o să-mi trebuiască bismut. Presupun că o să avem nevoie de vechea metodă dacă vreau să... Dacă vreau unelte, am nevoie... Deci pentru unelte merge doar cupru. Am uitat... Deci nu dau seama de ce nu m-am gândit. Bismutul nu merge pentru unelte. God damn it. Urât. Foarte urât. Hai să tăiem copăcei ăștia. Băi, deci mă oftic. Așa mă, că bismutul, da, nu merge. Mamă, și dacă mergea și pentru unelte, eram scoși ca lumea pentru că e mult bismut pe aici. Însă am găsit acolo cupru. Atunci o să le fac off-camera, deci practic n-am pierdut timpul, să spunem așa. Voi face rost de chisel și de ălălalt off-camera, chiar dacă îmi va lua ceva timp. Va trebui să scoatem tot lemnul ăsta de pe aici. Pentru că vreau să-mi fac casă. Deja am piatră și pot pune forma casei pe acolo pe jos. Sau cum naiba se numește, fundația, nu forma. Bă, ce mă oftic! God fucking damn it. Deci am nevoie de cupru. Este posibil să pot face și cu bismut, dar trebuie să-l combinăm cu altceva. Dar nu știu ce. Trebuie să mă uit pe wiki. Oh, gosh, darn it. Ia să vedem la bone. E un bone crusher sau ceva gen? Bone meal, bone, nu. Crash, nu. Nu mai știu ce. Mi-a zis cineva prin comentarii că poți face bone meal. Dar nu știam eu cum. Băi, n-am rezolvat prea multe, înseamnă. Multe de-astea, n-avem ce face cu ele. Putem face pâine, dar fuck that. Și mi-am prăpădit și astea degeaba, trebuie să-mi fac altele. Ok, îmi voi face altele, trebuie să mai luăm și ceva clay. Ține minte asta. Bine, o. Bravo, băi, Rafael. Ai făcut treaba, andesit, șmecher, mult andesit. Ai făcut treaba, Rafael. Hai să ne facem un cuțit, un târnăcop, un topor. Da, bă, am făcut treaba. Ok, deci. Mă, da, oare merge să unesc cuțitul? Stai, cineva, așa. Oare merge ca în Minecraft-ul normal să fac eu așa? Nu merge. Păi normal, de ce să meargă? Aruncăm astea așa. Bun. Păi, hai că am golit puțin pe aici. Ce trebuie să fac eu este să sparg așa frumos tot ăsta, tot dirt-ul. Și o să încep să fac fundația casei. O să o facem în episodul următor, cred eu. Am filmat 18 minute. Asta oare ne dă mâncare? Nu știu. Și în ce suntem în... Ok. Nici nu știu ce să mai fac acum. Vreau să fac uneltele și să vă arăt cum funcționează, dar dacă nu merge, va trebui să ne ducem sub pământ să luăm cupru. Bă, ce dezamăgire. Să mă uit eu pe wiki după aia. Sunt curios de ceva totuși. Oare pot să iau... Parcă era o strategie să poți lua piatra direct. Dar nu mai știu care e. Dați-mi o secundă să mă uit. Să iei piatra în starea naturală, știi? Că dacă o spargi, dă bucățele mici. Trebuie să cadă cumva, parcă, sau nu mai știu. Ia, dacă facem așa... Ia. Cade sau nu? Aha, uite-mă. Ok. Păi avem nevoie de 3 bucățele. Astea-s două. Deci piatră, piatră. Perfect. Și mai avem nevoie de încă una.
Aoleu! E la el, bă, că nu mă lasă. Hai să mănânc cartoful. Ok, ne îndepărtăm puțin de el. V-am spus că ne atacă ursul. M-ați crezut. Dă-i, mă. Nu vrea. Că bem noi așa. A, n-ai, bă, urs. Mă bucuram și eu. Shot de viață. Ok. Bem mult mai repede din prostia aia. Hai că ne ducem acolo, cred. Dar oare e tot diorit? Nu cred că mai e. Ia. Vreau să vă arăt eu ceva. Cum ne va facem pâine? Asta vreau să vă arăt. Cred că e tot diorit. Așa. Așa. Și asta. Bum. Perfect. Trei bucăți, da? Și dacă luăm noi. Facem așa. Luăm o prostie de asta. Dar nu mai știu cum se... Se pune direct jos asta, oare? Ok, hai înapoi și vedem. Urcăm la loc pe munte. Ok. Sper că trebuie să mă mai joc off camera. Ia stai mă puțin că nu mai avem, rămânem fără clay, ce naiba. Uite, avem aici clay for days. Deci trebuie să mă mai joc puțin off camera. Să țin minte asta pentru a face uneltele. Chiselul și hammer plus un prospector pick. Ok. Ok. Și cred că ne trebuie... Nu știu cum ne va funcționează treaba cu cărbunele. Trebuie să mă interesez cum fac cărbune. Asta trebuie să mă interesez neapărat. Pentru a ne face un forge, care nu știu cum se traduce din engleză în română. O să trebuiască să mut toate astea în partea aia, pentru că aici va veni casa. Să țin minte și asta. Și pe ce naiba se pune treaba asta? Handstone. Pe o bucată de piatră? Nu. Stai să vedem. Handstone. Nope. Nu ne zice nimic despre handstone. Atunci să facem data viitoare. Trebuie să mă uit neapărat pe wiki înseamnă. O să vă explic ce făceam. Nu făceam mare chestie. De fapt, uite, stați așa. Luăm cuțitul. Și cu cuțitul... Luăm treaba asta și o tăiem și facem oat grain, da? Ia, merge să tăiem și straw-ul? Nu. Facem oat grain și cu oat grain puneam în prostia asta și îl făcea făină, dacă nu mă înșel, și cu ceva apă, să avem nevoie și de un bucket și putem să facem pâine. Și cu pâine, dacă punem legume peste și le amestecăm, putem face sandwich-uri. Ceea ce e destul de șmecher, zic eu. Dar atât pentru astăzi, puțin că am dezamăgit că am uitat că nu merge să faci cu bismuth unelte. Vedeți că se solidifică astea, vedeți? Este așa. Că-s curios de ceva. Oare s-a prinde asta? Deci nu, ba da-mi cape. Ok. Unde n-ai băia să-i dau foc? Aici, aici. Nu-mi dau seama dacă funcționează sau nu. Nu cred că mai mergem. Dacă e solidificat... Na. Se pare că e rip. Poate mai există altă metodă, poate e nevoie de o temperatură mult mai mare. Asta nu știu. Dar vom vedea data viitoare, mă interesează pe wiki. Bun, păi ce să zic, încheiem aici episodul, sper că v-a plăcut, îmi pare rău dacă v-am dezamăgit, sper să nu fi făcut prea tare, ne vom vedea data viitoare, adică mâine, în care vom face ceva mai util.